Nu o să intru pe conținut, că nu e, nu e treaba mea. În schimb, repet ceea ce v-am spus și vă spun de foarte mult timp. Acest proiect de lege, nu ordonanță, nu altceva, acest proiect de lege care va primi avizul guvernului, trebuie să se refere strict la deciziile Curții Constituționale. Despre asta cred că v-am mai vorbit, v-am mai spus și în forma aceasta va fi. Am avut o discuție cu domnul Tudorel Toader. A existat și există o decizie a Curții Constituționale de ieri, care se referă la modificări ale codului penal și codului de procedură penală. Părerea dânsului, și cred că a și comunicat-o dumneavoastră, pe care o împărtășesc, este să așteptăm să vedem motivarea și să ținem cont, și e normal, de deciziile Curții Constituționale. Nu vreau să speculez, vreau și sunt de acord cu decizia domnului Tudorel Toader de a aștepta, de a vedea motivarea, extrem de importantă, și de a se ține cont de decizia Curții Constituționale, care e obligatorie. Eu cred că procedura corectă este proiect de lege, avizat, lucrat la Ministerul Justiției, prin dezbatere publică, așa și cum a fost și proiectul inițial, dezbatere publică, transparent, asumat de guvern, trimis către Parlament.